Și în aceste momente o să discutăm cu senatorul Radu Oprea, care de altfel este și purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnule Oprea! Bună ziua! Așadar, vedem reacția liderului dumneavoastră de partid, Marcel Ciolacu, cel care în această dimineață a anunțat că se sistează toate negocierile în privința rocadei guvernamentale, pentru că acum agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică. V-aș întreba, domnule Oprea, care vor fi consecințele în contextul în care vedem că liberalii, cel puțin în această situație, au fost luați prin surprindere de anunțul făcut de Marcel Ciolacu. Nu ar fi trebuit să fie luați prin surprindere, pentru că există această tensiune în societate. Există întrebarea, așa cum spunea și ministrul Muncii Marius Bodoi, colegul meu, despre milioane de copii și părinților care luni nu știu ce să facă cu copiii, să-i ducă la școală, să-i lase acasă. Unii dintre profesori fac grevă, alții nu fac grevă. Este o schimbare profundă pentru toți aceștia. Sunt afectați, se uită cu îngrijorare la anul acesta, dacă va continua sau nu greva profesorilor, și atunci politicienii sunt datori extrem de repede să vină cu soluții, să găsească soluții, iar soluțiile nu pot fi găsite decât prin dialog. Știți că vineri președintele Marcel Ciolacu, președintele PSD, a făcut acea postare în care solicita de asemenea și a arătat disponibilitatea ca pe perioada weekendului să putem dialoga, să putem discuta, să putem găsi soluții. Astăzi a venit și cu acest mesaj foarte clar, că înțelegem faptul că luni este anunțată o grevă generală, că atât profesorii, care au revendicările lor corecte, și părinții, copiii, au nevoie de un răspuns imediat, un răspuns care să se întâmple astăzi, mâine. Și atunci insistă ca prioritatea guvernului, prioritatea coaliției să fie acest subiect. Și uitați că răspunsul liberalilor este acela că premierul Nicolae Ciucă a convocat mâine pe liderii de sindicat, partenerii sociali, membrii guvernului la un dialog solid, structurat, astfel încât să găsim soluții. Acesta este demersul pe care noi la PSD l-am făcut și mă bucur că premierul Ciucă l-a înțeles rapid și că acționează, iar mâine vom avea aceste discuții. Sper să fie și soluții bune din acest dialog. Domnule Oprea, este posibil ca acest anunț făcut de Marcel Ciolacu, liderul social-democrat, să vină în contextul în care acum nimeni nu ar vrea, pe fondul acestor tensiuni din societate, nimeni nu ar vrea să preia o guvernare în care vedem că greva bate la ușă, sunt mai mulți sindicaliști nemulțumiți din mai multe domenii, nu doar din domeniul educației, am văzut că și din domeniul sănătății sunt sindicaliști nemulțumiți. Se alătură inclusiv sindicaliști din domeniul penitenciarelor și nu numai. Și atunci este posibil să fie așa o metodă prin care nimeni nu ar vrea să preia o astfel de funcție într-un moment cu tensiuni? Nu, sub nicio formă. Nu despre acest lucru este vorba. Nu este vorba despre frică sau alte lucruri. Bine, eu m-am obișnuit cu stilul bombastic al prin vicepreședintelui PNL, domnul Rareș Bogdan, dar este, cred, mai mult o metaforă, o figură de stil, în stilul în care ne-a obișnuit domnul Rareș Bogdan. Dar nu despre acest lucru este vorba. Nu cred că vreunul dintre cei care sunt părinți și care luni trebuie să-și ducă copiii la școală, ca de obicei, chiar sunt interesați de faptul că negociem formarea să fie mai suplu, mai puțin suplu viitorul cabinet Ciolacu. Cred că interesează soluția pentru ei. Ce se întâmplă cu ei luni? Mai durează toată săptămâna? Trebuie să-și ia concedii? Sunt concedii care sunt nepregătite. M-a sunat un părinte foarte îngrijorat care era speriat că va trebui să-și ia concediu. Nu are soluții ce să facă cu copilul și că își va pierde locul de muncă pentru că lucrează în foc continuu și știe că dacă el nu este acolo, îi va găsi un înlocuitor. Și era extrem de îngrijorat. Această tensiune din societate trebuie să primească un răspuns rapid.
Anunțul făcut de președintele Marcel Ciolacu, eu cred că este unul de bun simț, este exact acela pe care l-așteptau cetățenii României. Nu sunt interesați de discuțiile dintre politicieni pentru politicieni, Dar nu vine ci vreți acest să fie anunț pentru cetățeni. Este tardiv? atât de simplu. Vă rog. Acest anunț nu vine foarte târziu, pentru că până la urmă vedem că luni, indiferent de care ar putea fi rezultatul negocierilor, luni este posibil ca această grevă generală în educație să se țină în continuare și vedem de altfel inclusiv ceea ce spune premierul Nicolae Ciucă în postarea pe care a făcut-o, și anume aceea că soluția pentru revendicările sindicatelor se află în legea salarizării unitare. În consecință, PNL reiterează că Ministerul Muncii are toată susținerea pentru reforma pensiilor speciale, dar și pentru legea salarizării unitare. Adică vedem că este pasată această responsabilitate la colegul dumneavoastră de partid, în speță ministrul Muncii Marius Budăi, și să nu uităm că inclusiv sindicaliștii din educație spuneau, domnule Oprea, că s-au blocat negocierile pentru majorarea salariilor în educație la Ministerul Muncii și la Ministerul Finanțelor Publice. Sunt două portofolii deținute de socialdemocrații în executiv în aceste momente. Tocmai de aceea este nevoie de autoritatea primului ministru în astfel de negocieri, astfel încât toți miniștrii care sunt implicați, fie că vorbim despre legea salarizării unitare, pentru că ea are efect asupra multor ministere, pentru că angajații în sistemul bugetar sunt în diverse ministere. De asemenea, cazul este identic și la pensiile speciale. Ministrul Muncii este coordonatorul din perspectiva Programului Național de Redresare și Reziliență, neavând totuși nicio implicare directă asupra magistraților, dacă vreți, sau a celor de la afaceri externe, sau a celor din Ministerul Transporturilor, Ministerul Administrației și Internelor, sau Ministerul Apărării Naționale. Și atunci este nevoie de un efort coordonat, iar autoritatea primului ministru este foarte importantă. Sigur, sunt lucruri care au nevoie de răspuns astăzi, și atunci mesajul pe care Partidul Social Democrat l-a transmis este acela că știm, înțelegem și auzim toate problemele pe care atât profesorii, cât și cetățenii le ridică. Și atunci înțelegem că în acest moment trebuie să spunem stop negocierilor, ca să ne putem concentra cu toții, miniștrii și de la Partidul Social Democrat și de la Partidul Național Liberal și de la UDMR, tot guvernul, coaliția, asupra acestei probleme. Apoi vom putea relua toate discuțiile fără nicio problemă. Nu este vorba de vreo fugă de răspundere, cum sugerau unii dintre partenerii noștri, ci din contră este vorba de responsabilitate. Astăzi, cetățenii României, profesorii, au nevoie de răspunsuri. Domnule Oprea, cu permisiunea dumneavoastră, ni s-ar alătura în aceste momente discuției și domnul Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL. Bună ziua, domnule Bușoi! Bună ziua! Așadar, cum vedeți dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat în această dimineață? Anunțul făcut de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, cel care spunea că se încheie momentan, cel puțin, toate negocierile pe discuția rocadei guvernamentale până în momentul în care vom vedea o soluție găsită în privința sindicatelor din educație. Este o situație foarte serioasă aceasta cu protestul, greva colegilor din educație. În mod evident, ea trebuie gestionată. Nu sunt foarte multe soluții în acest moment. Sigur că Ministerul Muncii are toată susținerea guvernului și a coaliției de a veni cu soluțiile posibile, dar clar situația trebuie detensionată și concentrarea trebuie să fie pe dialogul cu cei din educație și găsirea unei soluții de compromis pentru a evita greva, pentru a evita perturbarea orelor, pentru a nu genera, așa cum s-a spus mai devreme, pe bună dreptate, probleme unor părinți care trebuie să își ia liber sau care nu au soluții de a își lăsa copiii cu altcineva din familie, pentru a evita problemele elevilor din anii terminali care se pregătesc pentru examene importante din viața lor. Și până acum, să știți, și la noi și la ceilalți parteneri de guvernare,
Problemele prioritare acestea erau fondurile europene, PNRR, situația însărântată din educație, dar, într-adevăr, pot să admit că există riscul ca ceea ce facem sau ceea ce încercăm să găsim ca și soluții pe aceste domenii să fie cumva trecute sub tăcere sau să fie mai puțin importante pentru publicul larg și pentru media decât negocierile propriu-zise, care în ultimele zile au dominat toată agenda publică și agenda media. Și atunci nu e o soluție rea să ne concentrăm câteva zile pe soluționarea unei crize, poate chiar găsirea unor soluții durabile, urmând ca apoi, tot în cadrul coaliției, să revenim la discuții legate de arhitectura noului guvern, în opinia mea, cât mai repede. Asta ar trebui să se întâmple, dar evident e și în funcție de cum merg discuțiile cu sindicatele. Domnule Bușoi, sunteți de acord cu ceea ce declară colegul dumneavoastră de partid, Rareș Bogdan, cel care spune că, citez, frica e o chestiune umană, dar România trebuie guvernată. Asumarea guvernării într-un moment dificil pentru țară este o chestiune pe care unii probabil nu îi lasă să doarmă, și aici făcând referire la faptul că socialdemocrații nu și-ar dori să își asume o guvernare în acest moment, tocmai din cauza tensiunilor? Dacă acest anunț ar fi doar un pretext prin care s-ar amâna sine die sau s-ar veni apoi cu alte motive de a nu prelua responsabilități guvernamentale, posibil să aibă valabilitate. Dar în acest moment nu avem această situație în opinia mea și nu avem indicii că despre asta este vorba. Și eu cred că a trebuit și o să fiu în câteva platouri de televiziune aceste zile. Evident, media, colegii dumneavoastră, pe bună dreptate întrebați de ce durează atât de mult, de ce nu aplicați protocolul în litera sa, de ce începeți iar o discuție pe ministere, de ce e mai importantă împărțirea Ciolanului, spun cei din presă. Eu zic că e vorba de împărțirea unor responsabilități serioase pentru următorul an și jumătate, decât să evitați o grevă a profesorilor. Și atunci, în acest context, a ne concentra nu doar de fapt, pentru că asta s-a întâmplat și până acum, dar chiar punând puțin pauză la negocierile pe guvernare, nu e neapărat un lucru rău. De asta, dacă Rareș, care poate e mai informat decât mulți dintre noi, are și informații suplimentare, afirmația sa este valabilă, dar în acest moment... Domnule Bușoi, nu știu dacă ați auzit ceva mai devreme în jurnal, a intervenit și ministrul muncii Marius Budăi, cel care a susținut... Nu, n-am auzit la un eveniment la care va trebui să revin și n-am pe putut scurt, urmări. Bun, spunea ministrul muncii Marius Budăi că s-a ajuns în această situație în urma unei proaste guvernări înainte ca socialdemocrații să vină în această coaliție, unei proaste guvernări de dreapta. Așadar, înainte să vină socialdemocrații aici, sigur, la guvernare, PNL a guvernat prost? Nu, aici sunt total în dezacord și genul acesta de afirmații, mai ales din partea unor colegi care au responsabilități guvernamentale, nu ajută deloc nici la coeziunea coaliției, nici la a crește încrederea populației în actuala coaliție de guvernare. Cred că trebuie evitate acest gen de afirmații. Până la urmă, Rareș este europarlamentar, are personalitatea sa foarte puternică și a fost mulți ani unul dintre marile repere din media românească, dar în cazul unui ministru cred că trebuie totuși un pic mai multă atenție atunci când atacă colegii de guvernare. În mod clar, în acest moment nu e o problemă doar a Ministerului Muncii, doar a Ministerului Finanțelor, doar a Ministerului Educației sau doar a primului ministru. E o problemă a României și a posibilităților pe care le are bugetul României de a acomoda creșteri foarte semnificative de 60, 50, 40% ale unor salarii din educație. Evident că aceste creșteri sunt greu de înfăptuit imediat, dar în același timp nici nu putem lăsa profesori debutanți cu 2500 de lei. Și atunci cred că în urma discuțiilor de mâine și din zilele viitoare, o creștere etapizată sau un prim pas, o creștere între așteptările domniilor lor și posibilitățile bugetului în primă fază ar detensiona situația și apoi ne-am putea reîntoarce la creiona viitoarea arhitectură guvernamentală. Dar e nevoie de a nu escalada situația în acest moment și de a
fii responsabili și atenți, pentru că cei din opoziție și mai ales cei din opoziția populistă, care deja exagerează cu anumite acuze și cu anumite mesaje foarte, foarte periculoase pentru democrația românită. Nu este opoziția populistă, românită, domnule Bușcă. Aur. Deja aceștia se abia așteaptă genul acesta conflict în interiorul coaliției pentru a își crește procentele spre nenorocul societății românești și a viitorului României. Mulțumesc tare mult. Mergem din nou la domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat și senator PSD. Și, domnule Oprea, aș vrea să vă întreb, în opinia dumneavoastră, la cum stă situația în aceste momente, se va decala cu mult acest program pentru negocierea rotativei guvernamentale? Nu cred și nu cred că își dorește cineva să se întâmple acest lucru. Faptul că mâine sunt întâlniri la guvern sub autoritatea primului ministru cu toți partenerii sociali este, din perspectiva mea și a noastră, un lucru care ține de normalitate. Dar aceste discuții trebuiau să aibă loc în acest weekend, în încercarea de a detensiona, în încercarea de a veni cu soluții pentru părinți, pentru copii, pentru elevi și pentru profesori. Eu cred că împreună vom reuși să recâștigăm încrederea partenerilor sociali, să găsim soluții și atunci sigur că celelalte lucruri care țin de agenda politică, de acest examen de maturitate al politicienilor din România privitor la rotație, își va reintra într-un timp scurt în programul care era deja convenit. Bun, domnule Oprea, aș vrea să mai fac referire pentru foarte scurt timp și la o nouă precizare făcută de premierul Nicolae Ciucă, cel care spunea că până la urmă își dorește ca tranziția la guvernare să se facă cât mai rapid, fără sincope, pentru a menține stabilitatea și echilibrul guvernării. Și iată că tocmai de aceea își doreau liberalii să se păstreze formula agreată în urmă cu un an și jumătate, atunci când a fost încheiat acel protocol între socialdemocrați și liberali, o formulă care nu s-a mai putut păstra, tocmai pentru că vedem partidul dumneavoastră, Partidul Social-Democrat, își dorește foarte mult Ministerul Transporturilor. Așadar, putem spune că există undeva o vină pentru că aceste negocieri pentru rocada guvernamentală au fost prelungite și tensionate? Sub nicio formă, nu cred că acest lucru este mesajul principal. Mesajul este cel dat de mandatele pe care fiecare partid politic, liderii le-au primit pentru negociere. Am văzut că atât la Partidul Național Liberal, cât și la noi, au fost mandate de negociere în ideea găsirii unei formule mai suple, dacă vreți, a guvernului, a cabinetului Ciolacu, de a răspunde unor nevoi. Faptul că, într-adevăr, am înțeles că trebuie să micșorăm numărul de secretari de stat, numărul de consilieri, sunt lucruri pe care le-am votat și care sunt în mandatul de negociere pentru liderii noștri. La fel am văzut și la Partidul Național Liberal, dând acest mandat prin vot, înțeleg că și la Partidul Național s-a creat această formulă de discuție pentru a identifica cele mai bune soluții care iarăși trebuie să vină să răspundă nevoilor economiei, mediului de afaceri și cetățenilor. Și o ultimă întrebare, domnule Oprea, în acest moment, UDMR se reîntoarce la masa negocierilor? Am văzut de asemenea decizia pe care au luat-o în forul lor statutar de conducere, în care au spus că vor continua negocierile, vor continua discuțiile pentru a identifica soluțiile cele mai bune în viitorul cabinet. Dar atâta timp cât acestea în acest moment sunt înghețate pentru că avem de rezolvat această problemă a grevei, a părinților, a copiilor, a elevilor, a profesorilor, cred că trebuie să ne concentrăm asupra acesteia, urmând ca într-un timp foarte scurt, după ce aceasta este soluționată, să se revină la calendarul inițial. Credeți că întâlnirea de mâine de la guvern, de la ora 12,
va avea un rezultat pozitiv? Așa îmi doresc. Sper să reușească toți colegii care sunt implicați în această subautoritate a primului ministru ca să ajungă la o concluzie în care sindicatele să declare că au încredere și că putem continua acest proces de a ridica nivelul de salarizare din învățământ, de a dota școlile, de a îmbunătăți procesul de învățământ, pentru că, sigur, salariile sunt o componentă, dar cred în același timp cu toată tăria că trebuie să ne uităm împreună cu partenerii sociali, cu profesorii, asupra elevilor și asupra a ceea ce școala românească produce. Oameni bine pregătiți pentru piața muncii, oameni bine pregătiți pentru viață, oameni bine pregătiți care să poată să își trăiască o viață decentă în România. Mulțumesc. Aici trebuie să avem noi ținta.